moment extrem de dureros pentru Gagea și nu are legătură cu ceea ce se întâmplă în casa iubirii. El a intrat pe live strângând pentru drama pe care o trăiește familia lui în aceste momente. Nici cei dragi lui nu sunt mai direct, ci pur și simplu sunt la pământ după lovitura primită. Este ceva care pur și simplu te lasă fără cuvinte. Simpaticul concurent a povestit totul cu ochii în lacrimi și vom vedea imediat despre ce este vorba. Dacă pe Gagea îl știm mereu pus pe șoti și mereu cu glumele la el, iată că de această dată situația nu-i mai permite o astfel de atitudine. Un lucru îngrozitor s-a bătut asupra familiei lui și nimic nu se mai poate face acum. Gagea a dezvăluit că nu și-ar fi imaginat niciodată că va trebui să treacă printr-o asemenea încercare. Se pare că sora lui i-a trimis un videoclip cutremurător, iar vizionarea acestuia a fost extrem de dificilă pentru el. În imagini și-a văzut părinții, mama și tatăl, copleșiți de o situație disperată după ce întreaga lor muncă de o viață s-a năruit într-o clipă. Din păcate, din cauza epidemiei de peste, toate oile familiei au fost confiscate. Dragilor, nu credeam vreodată în viața asta că o să trec prin așa ceva. Îmi pare rău că am lacrimi în ochi, dar e vorba de familia mea. Acum am primit un videoclip de la surioara mea, toată familia e în lacrimi. Mie îmi pare foarte rău că n-am putut să fiu acolo astăzi. O să vă las aici videoclipul ca să-l vedeți și voi și vreau să mă calmez și chiar vreau să vă explic situația mai în amănunt, să zic așa. Dar nu am puterea necesară acum. Efectiv mi se rupe sufletul. Pentru el și familia sa a fost un moment de o durere profundă, mai ales având în vedere efortul uriaș pe care l-au depus pentru gospodăria lor. Gagea a menționat că va reveni cu vești despre ceea ce se întâmplă în familia sa, mai ales că este vorba de cei dragi lui. Din păcate, suferința este amplificată și de faptul că nu poate fi alături de ei în aceste clipe grele. Rămâneți alături de noi pentru mai multe informații despre vedetele voastre preferate, dar și informații din emisiunile TV. Nu ezitați să lăsați un like, share și o abonare. Vă mulțumim pentru atenție!